prima întrebare acum nu mai este ce salariu îmi oferi, acum prima întrebare este, se poate lucra remote? Nu ai creat un climat sănătos și o cultură care să-i pună în valoare pe oamenii respectivi. Nu este nimic egoist în asta, da? Să te pui tu pe primul plan în viața ta și așa ar trebui să se întâmple. Foarte mulți angajatori nu au făcut acest exercițiu de introspecție și nu s-au gândit, ok, o să treacă această perioadă în noi, ce o să facem? Vreau să experimentez. Dacă nici la 20 de ani nu fac asta, atunci ce așteptări am de la un om de 45 de ani să fie flexibil și adaptabil? Un curs de leadership sau un master în management sau un MBA nu te face lider. Corect. Și nu poți să-i educi pe ceilalți dacă tu la rândul tău nu ești deschis către învățare. Hacking Work, un podcast produs de Pluria, Școala Sport și Unde Lucrăm.ro.